Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Celui Nevăzut. Iarăși discutăm despre adicție și despre comportamente dependente la emisiunea noastră. Am făcut-o de atâtea ori și continuăm să o facem pentru că fenomenul este cu adevărat îngrijorător. De fapt, avem mai multe fenomene, avem mai multe adicții, mai multe forme de comportament dependent. Deja DSM-ul cumva un reper în tulburările comportamentale și cognitiv-emoționale are mai bine de 10 ani de când a statuat conceptul de dependențe sau de comportament dependent pe lângă cele de adicție de substanțe. Și noi aici, la emisiunea Lumina Celui Nevăzut, cu ajutorul unor specialiști pe care dumneavoastră deja îi știți, am încercat să punem în undă și în circulație aceste avertismente pe care specialiștii le dau deja de foarte multă vreme pentru un fenomen îngrijorător care a cuprins aproape toate categoriile de vârstă, nu numai din România, ci în general din societățile în curs de dezvoltare sau din lumea dezvoltată. Astăzi discutăm iarăși despre comportamentele dependente și despre adicții, pentru că veți vedea invitatul nostru cu experiență, cu expertiză și cu realizări în spațiul românesc în materie de subiecte de felul acesta, a început o nouă cercetare și încercăm să-i facem promovare acestui proiect de cercetare prin intermediul emisiunii noastre, ca tot mai mulți aplicanți să completeze un chestionar de evaluare și rezultatele să fie acoperite de un grup mai mare de subiecți. Este vorba despre Adina Baciu, doctor în medicină și specialist în adicție, de la Institutul de Antropologie Francis Rainer de la Academia Română. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Nu ați obosit să vorbiți despre adicție? Nu. Aș vrea să prind acel moment în care să nu fie nevoie să vorbesc atât de mult despre adicție. Dar în ultima vreme sunt în situația în care trebuie să-mi găsesc resurse tot mai multe pentru a vorbi până ce nu voi mai putea despre adicții. Pentru că fenomenul a explodat și ne aflăm în fața unor situații alarmante. Atât privind adicția de substanțe, cât și adicția de tehnologie digitală. În ultima vreme, în ultima vreme ne orientăm foarte mult spre adicția de droguri, spre dependența de droguri. Și nu aș putea să spun că doar în ultima vreme. Întotdeauna impactul a fost un pic mai puternic la dependența de droguri. Dar adicția digitală lucrează adânc, profund, în masă și noi o neglijăm și în momentul acesta discutăm destul de puțin comparativ cu perioada imediat post-pandemie, când atunci eram conștienți, dar au fost câteva fenomene, câteva aspecte în societatea noastră extrem de triste și de nedorite care au reactivat un pic discuțiile despre dependența de droguri. Eu cred că nu trebuie neglijată nici una, nici cealaltă. Rămân pe poziția mea că dependența digitală trebuie extrem de atent monitorizată și să fim tot timpul în corzi, în timp ce cu dependența de substanțe acolo avem alte și alte probleme. În activitatea pe care ați desfășurat-o până acum, de atâta vreme, pe subiectul adicție de substanțe și pe subiectul comportamente dependente internet și dispozitive digitale, ați simțit că există o creștere a receptivității profesorilor de liceu, a părinților cu referire la acest subiect sau a persoanelor care sunt în general în sistemul de învățământ sau există aceeași atitudine refractară la expresii precum adicția digitală sau demența digitală, care sunt considerate în continuare expresii prea tari și care exagerează fenomenul. Cum vedeți? Pentru că în ultima vreme am văzut că ați mai avut evenimente, mai desfășurați activități, intervențiile dumneavoastră sunt deja cunoscute, emisiunile pe care le-am făcut au avut vizualizări pe internet, ați scos și o carte extraordinară.
care face referire la societatea românească pe o cercetare amplă cu mulți subiecți, multe sute de subiecți. S-a schimbat ceva în materie de receptivitate în liceu, nu știu, la persoanele care sunt în zona de învățământ, părinți, sau au rămas la fel, cum era acum 5-6 ani? Deci vreau să vă spun că lucrurile s-au schimbat radical. Deci acum 5-6 ani, să nu mai vorbim de acum 10 ani, părea un subiect tabu și pentru părinți, și pentru cadrele didactice. Deci atitudinea într-un liceu sau într-o școală generală, dar mai mult în liceu, pentru că acolo e consumul de droguri mai mare, întotdeauna era noi nu avem probleme, nu e cazul să discutăm. Se întâmplă și acum, vă spun, cu un alt chestionar, vom discuta poate un pic despre acest aspect, pe care l-am trimis unei profesoare de liceu, mi-a spus că la noi în liceu nu sunt probleme, nu sunt consumatori de droguri. Dacă dau acest chestionar părinților, vor fi șocați. În condițiile în care eu știam o persoană chiar din zona respectivă cu mari probleme și mama... De pe urma consumului. De pe urma consumului și mama era disperată și m-a căutat și a ajuns în cele din urmă și m-a contactat și m-am gândit, ori nu suntem conștienți, nu știm noi pe ce lume să trăim sau refuzăm în continuare realitatea. Deci sunt și cazuri de genul acesta, dar vă spuneam, lucrurile s-au schimbat. Dacă înainte nu... Era subiectul acela, se întâmplă oricui, mie nu. Se întâmplă în oricare în altă parte, în școala mea, în liceul meu, în familia mea, cu copiii mei, nu se întâmplă așa ceva. Ei, acum încep cadrele didactice să recunoască că au o problemă. Deci e un pas înainte. Încep să solicite tot felul de informații. Dar marele pas înainte este faptul că deja spun că este o problemă, că au consum de droguri în liceu, în școală. Părinții sunt interesați. Eu acum lucrez la o cercetare, am lansat-o de foarte scurt timp, de câteva săptămâni. Practic am pornit la cercetarea aceasta stimulată de părinți și de cadre didactice, care... Că erau complet nepregătite, nu aveau noțiuni și mi-au spus, dar noi nu știm, am vrea să informăm, am vrea să recunoaștem, dar nu știm. Și atunci am pornit această cercetare. Ca să scoateți în evidență, de fapt, în ce măsură se cunoaște? În ce măsură se cunoaște, sau mai bine zis, nu se cunoaște. Nu se cunoaște, nu e vina nimănui, pentru că noi nu am fost o societate care am avut probleme de genul acesta. A venit Revoluția... Și pas cu pas am intrat în toate dependențele acestea la greu. Adică i-am și depășit pe ceilalți care erau cu mult înaintea noastră, în sensul cât se poate de negativ. Și practic personalul didactic nu cunoaște posibilități de a identifica... Nu cunoaște posibilități de a identifica consumatorul de droguri, nu cunoaște posibilități de a interveni. Nu cunoaște posibilitățile unde ar putea să-l trimită, să-l îndrume. Aceeași problemă e în cazul părinților. Deci întrebați orice părinte dacă știe ce să facă în momentul în care suspectează un consum de droguri la copilul său. Să vedeți cât știu ce pași trebuie să urmeze, unde să se adreseze. Deci sunt părinți care au consumatori de droguri, care au copii consumatori de droguri și după o anumită perioadă tot nu știu unde să meargă, ce să facă, ce atitudine să ia. În primul rând, aici este o modificare de comportament a întregii familii. Deci nu e numai lupta consumatorului în perioadele de remisiune sau în perioadele în care sunt într-un tratament. E lupta întregii familii, a colectivității, a prietenilor. Și suntem nepregătiți. Dacă există această comunitate de suport, șansa de a recupera persoana e mai mare. Este mai mare și nu numai că este mai mare, este absolut necesară. Da. Este absolut necesară. Vă dați seama că în cazul în care avem un dependent, fie el de substanțe, fie de tehnologie digitală, cu problemele pe care le are,
Dacă societatea, colectivitatea respectivă, familia nu este pregătită să-l abordeze în mod corect, să încerce să-l integreze și nu să-l marginalizeze, atunci noi am adâncit problema lui. Dar noi nu suntem pregătiți să putem integra o astfel de persoană, să știm ce să facem în modul concret, cum să intervenim, să ajutăm un astfel de copil, de tânăr sau chiar de adult. Deci un adult dependent este tratat ca fiind o pleavă a societății, o pleavă a familiei, o mare problemă, un dezastru pentru familie. Deci noi trebuie să dăm informații, să pregătim. Acum nu ne mai gândim atât de mult la tineri, la adolescenți, la... pentru că ei, spre deosebire de părinți și de cadre didactice, să știți că sunt foarte informați. Au foarte multe informații. Deci ei știu foarte bine ce trebuie făcut, că nu mai pot stăpâni la un moment dat controlul nici asupra tehnologiei digitale, nici asupra drogurilor, e cu totul altceva. Dar nu că nu au informații. Spre deosebire de părinți și de cadre didactice care vin cu o generație în urmă și nu am avut materialele necesare, nu am avut școala care să ne pregătească pentru așa ceva. Deci aceasta este realitatea, nu e o rușine. Că trebuie schimbat ceva. Că trebuie schimbat ceva. Și aici este pasul, v-am spus eu, foarte mare, că au început să recunoască faptul că, într-adevăr, nu suntem pregătiți, nu știm, avem nevoie de informație. Deci s-a schimbat modelul radical. De la negare, da, și da. Nu știau nimic nici atunci. Foarte puțini erau cei care știau, foarte puțini sunt cei care știu și acum. Dar măcar au conștientizat. La faptul, da, că au conștientizat că e nevoie și că e o problemă care poate fi a oricăruia dintre noi. Că nu e numai altora și a mea nu va fi niciodată. Minunat, minunat că există această schimbare, pentru că fără receptivitatea acestor persoane va fi cu greu posibil să intervenim, având în vedere extensia fenomenului. Da. Deci fenomenul este la scară planetară aproape de necontrolat. Deci eu sinceră să fiu, privința dependenței digitale, adicției digitale, să știți că nu văd mari șanse pentru viitor în a stăvili această nenorocire, că este o nenorocire a planetei. Deci, iar în privința consumului de droguri, în ceea ce privește România, cred că vom avea încă niște ani buni în față, în care va fi o luptă grea. O luptă grea și sper să reușim să o gestionăm cât mai bine. E nevoie și ca de societate, resurse. Mă refer la societate. Da. Tocmai asta vreau să spun, că e nevoie și de resurse personale din partea persoanelor care sunt în preajma celui adictiv. E nevoie de resurse spirituale extraordinare, dar e nevoie și de această infrastructură în cadrul societății, cu grupuri de suport, cu organizații care să se ocupe, cu centre specializate, cu specialiști care se poate consilia unul la unul persoana care este adictivă. Mi-amintesc că zilele trecute am fost într-un loc pentru o conferință și a fost o întrebare pusă din sală pe un bilețel de către tatăl unui copil care era adictiv. Și apropo de ceea ce spuneați și de necesitatea unor resurse personale care sunt de ordin spiritual, cu siguranță, și emoțional, și cognitiv, și comportamental, pe de altă parte, pentru că ne trebuie noi tehnici de comunicare cu persoanele de felul acesta, ca noi înșine să nu fim agresori care declanșează comportamentul adictiv. Și întrebarea era așa, cutremurătoare. Să-l iert pe copilul meu dacă este adictiv? Și mi-amintesc de niște cuvinte pe care le-a formulat Eric Kandel, laureatul Premiului Nobel pentru neuroștiințe, care spunea la un moment dat, trebuie să ștergem din conștiința publică ideea că o persoană adictivă este o persoană imorală care are probleme de comportament. Da. Pentru că este un suferind. Un bolnav. Exact ceea ce vă spuneam. Nu trebuie marginalizat. Nu trebuie tratat ca fiind o persoană care își dorește să facă rău.
nu este un răufăcător, este un bolnav. De aceea eu strig tot timpul și nu sunt singura. Deci și specialiștii din întreaga lume, care încep să fie din ce în ce mai activi în domeniul adicțiilor, spunem și susținem ideea că adicția este o boală și adicția digitală este o boală care trebuie recunoscută ca atare. Nu este suficient că în DSM-5 din 2013 avem adicția digitală introdusă ca fiind o afecțiune care necesită studii suplimentare, pentru că nu, așa a intrat. Da, pentru că nu se poate reproduce pe animale, dar este o adicție specifică omului. Da. Deci nu ai cum să o reproduci la animale. Da. Și atunci nu este suficient. Nu este suficient că avem atâtea exemplare de copii și de oameni care suferă de această boală. OMS-ul în 2018 a introdus dependența de jocuri pe internet, pentru că asta a fost luată în vedere și de DSM-5, în clasificarea internațională a bolilor. Dar nu este suficient, pentru că dacă este introdusă dependența de jocuri pe internet, este sinonimă și cu oricare altă dependență de tehnologie digitală. Deci mecanismele, principiile, efectele, simptomatologia este aceeași. Este aceeași. Cu foarte mici particularități în anumite aspecte de comportament, dar în rest lucrurile sunt cam aceleași. Pentru că dacă lucrurile stagnează și atât de mult și noi nu avem un cadru la nivel internațional, mă refer, și niște parametri internaționali bine definiți pentru recunoaștere. Pentru recunoașterea bolii ca fiind boală ca atare, este foarte greu și să stabilești un program de intervenție. Și alocare de fonduri și strategii politici. Exact, toate. Exact. Personal specializat. Exact. Deci în momentul de față este dificil să dai un certificat, o internare pentru adicție digitală. Asta e, da. Și gândiți-vă că o persoană adictivă, dependentă de tehnologie digitală, cu problemele pe care le are, are chiar nevoie de concediu medical, are nevoie de terapie, de multiple internări. Deci toate acestea au nevoie de o bază. Pentru că altfel, de aici ajunge, pe lângă problemele de absenteism, de pierderea locului de muncă și datorită problemelor date de dependență, și dacă serviciul nu e, medicamente nu avem, tratament nu avem, atunci normal că încet, încet ajungem în a fi acea persoană stigmatizată prin ceea ce este dependentul prin el însă și prin ceea ce ajunge practic să fie. Și este și privit ca fiind complet responsabil pentru situația în care a ajuns, deși responsabilitatea, apropo de ce spunea Eric Kendall, dacă îi aparține 100%, este doar într-o etapă foarte scurtă și în debut. De la un moment dat încolo este o rostogolire. Este o rostogolire, categorii. Pentru că noi trebuie să fim sinceri dacă vrem într-adevăr să ajutăm. Și lupta aceasta, în primul rând, se duce în familie. Deci, în primul rând, părinte, copil. Și în cazul dependenței de droguri și în cazul dependenței digitale. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să ne uităm noi, familia, ce am oferit, ce model am oferit, cât timp am oferit copiilor, cât de mult m-am implicat, cât de mult am știut ce face copilul. Adică e foarte ușor să spui, păi m-am ocupat, i-am dat tot ce a vrut și așa, el e de vină, ce a ajuns, ce... Dar tu ce ai făcut? Unde ai fost? Asta e. Deci, eu vin acolo, eu vin și din partea societății, deci lucrurile, dar eu cred că aici, în familie, trebuie dată prima luptă, după care la școală. Nu putem să lăsăm totul, l-am trimis la școală acolo să se întâmple toate, dar școala ar trebui să continue ceea ce... Absolut, ceea ce se face în familie. Și în multe cazuri, la școală se observă modificarea, se observă
Din fericire au apărut școli. Cunosc școli în Iași care, după ani de zile, de la discuțiile noastre pe care le-am avut la Trinitas, au început să schimbe regulile jocului. Copiii, când vin la școală, predau telefoanele. Asta este fantastic. Este fantastic. Și, și în timpul orelor au altă atenție. Au altă atenție, da, dar au început cadrele didactice oarecum să recunoască și anunță familia. Și recunosc primii profesori, învățătorii și le spun părinților și le trag un semnal de alarmă. Iar în cele din urmă societatea, dar dacă vom aștepta numai societatea să facă ceva, va fi foarte greu să modificăm. Deci, absolut. Noi trebuie... Colectivele de părinți, unde liceele în general și școlile generale lasă părinților un cuvânt important de spus. Părinții, dacă se informează, la ședințele cu părinții ei pot stabili reguli care sunt valabile strict în clasa lor, împreună cu diriginta, ca acest consum de digitale, cel puțin să fie complet suspendat în timpul orelor. Așa ar fi normal. Asta ar fi fantastic. Așa ar fi normal. Și teme în care copiii se scrie cu mâna, consultam zilele trecute pentru o întâlnire care va fi la Arad, impactul scrierii de mână asupra dezvoltării unor conexiuni cerebrale în anumite arii. Și această conexiune dintre mână, ochi și autodezvăluire este fabuloasă și că e mult mai dezvoltator cerebral, vorbind cognitiv și emoțional, să scriem de mână decât să scriem la calculator. Și n-ar trebui să abandonăm această scriere de mână. E și un exercițiu de autocontrol. Doar o mică mostră cu privire și la... Și de concentrare. Absolut. Și de concentrare. Și concentrare. O mică mostră aici de necesitatea de a păstra totuși obișnuințele vechi ale școlii. Nu trebuie să digitalizăm totul. E o febră extraordinară a digitalizării, în condițiile în care dumneavoastră spuneți ce spuneți despre impactul adicției. Deci eu spun ce spun. Problema e că ar trebui să ne uităm un pic în celelalte țări. Deci în Franța, în Germania deja. Și în Statele Unite. Și în Statele Unite. Au început să scoată. Da, da. Și nu numai atât. Deci lucrurile sunt, dacă vreți așa, de starea râsul plânsul. Deci mari dezvoltatori ai tehnologiilor digitale și-au dat copiii la școli tradiționale. Da. Deci ei sunt foarte conștienți și știu ceea ce au produs și cât de mult rău fac. Dacă ei și-au dat copiii la o școală, cum am făcut noi, cu niște ani în urmă, deci, și nu sunt atât de mulți ani în urmă, adică nu putem spune că au trecut atâtea generații. Din potrivă, atunci școala era mai puțin digitalizată și totuși au ținut departe de școală. Exact. Și ei au optat pentru varianta aceasta. Atunci, noi de ce vrem neapărat atâta digitalizare? Da. De ce? Adică nu ne gândim dacă ei știu că nu e bun. Adică noi de ce să o acceptăm ca fiind foarte bună? Și mă uimește de multe ori când aud și am mai spus lucrul acesta, ce performanță a făcut liceul, școala noastră, că am digitalizat, am introdus, am făcut, dacă... Eu nu zic, sunt bune până la un anumit punct. Nu spune nimeni că nu sunt bune. Dar ca să se ajungă să transform procesul de învățământ într-o digitalizare a învățării, mi se pare că am pierdut generații. Și le pierdem pe ani mulți de acum înainte. Și fără digitalizare în învățământ, și așa ar fi un supraconsum de experiențe digitale pentru copii și elevi care au telefoane și nu sunt supravegheați de părinți. Dacă mai introducem digital... Da, sunt supravegheați prin telefon. Și așa, da. Și găsesc formule să evadeze și la sfârșit să prezinte telefonul că au stat 20 de minute. De exact. Fapt, au folosit alte interfațe. Exact, și folosim video și ne vede mama absolut că suntem. Absolut, la nu știu ce tei și e frunza și nu știu ce. Să începem, pentru că am ajuns cumva aproape de jumătatea emisiunii, să încercăm să discutăm despre un proiect de cercetare pe care l-ați inițiat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. E vorba de un studiu extins cu privire la substanțe, la digitale, la inteligența artificială în rândul tinerilor. Și, stimați telespectatori, vă propunem să urmăriți acest segment al emisiunii, pentru că urmează să vă invităm și pe dumneavoastră să vă logați pe pagina documentului Google
unde există un formular. Vă invităm să-l completați dacă aveți 18 ani sau peste, pentru că fiecare telespectator care va completa acest chestionar va ajuta la creșterea calității acestei cercetări care a fost propuse de Institutul de Antropologie Francis Rainer prin doamna Adina Baciu. Aici este pagina de început a acestui proiect, Medicina, Antropologie Medicală și Teologie în Adicții. Și este o prezentare în care se discută despre coordonatele acestui proiect. Vă rog pentru telespectatori să ne vorbiți un pic despre acest proiect și vom invita să urmăriți cum ajungeți la acest formular. Există o pagină de internet din Facebook, Atelier de Restaurare a Vieții. O să rog pe colegul din regie să pună și această pagină pentru a ști cum să găsiți linkul pentru acest document. Aici este locația unde găsiți chiar acum linkul și acolo va rămâne multă vreme. Linkul pe ultimul dintre mesajele postate pe Atelier de Restaurare a Vieții. Intrați în acest cont sau rugați un prieten care are cont în Facebook să intre și să copiați linkul și odată ce aveți linkul, intrați cu linkul în documentul la care ne vom întoarce și acolo aveți întrebările pentru acest chestionar. 20 de minute durează să completați răspunsurile la întrebări și dacă veți face asta, vă veți adăuga la numărul destul de mare de subiecți care au răspuns deja, crescând, ajutându-ne pe noi să creștem calitatea acestui studiu. Vă rog! Eu, după cum bine spuneați, mă ocup de mulți ani de partea aceasta de adicții și de adicția digitală și am observat că sunt aspecte pe care niciun alt studiu nu le-a abordat. Dar sunt extrem de frecvente. Și în contactul meu cu tinerii, cu studenții, cu liceenii, am gesturile lor, eu le-am observat, pentru că vrând nevrând de acum le observ. Ochiul deformat al specialistului. Din păcate, din păcate. Și nu numai. Deci e același comportament și în cazul adulților și e întâlnit la foarte mulți adulți, din ce în ce mai mulți. Deci, și atunci m-am gândit și lucrurile acestea le-am observat și, și prin alte țări pe unde am fost. Deci în metrou, într-un mijloc de transport, atitudinea față de tehnologia digitală era cam aceeași, dacă nu chiar mai gravă. Și atunci am zis, haideți să le unim toate într-un chestionar și să vedem cum sunt percepute toate lucrurile acestea și încotro ne duc. Și să tragem concluziile după ce vom avea cât mai multe formulare completate. În acest moment sunt 1100 și vreo 50 de persoane care au completat deja chestionarul. Poate foarte scurt, nu e un timp lung de când am demarat noi. Ce să le spunem telespectatorilor? Care ar fi ținta? 5.000 de persoane care să fie să completeze? Fiecare spune în momentul acesta n-am timp sau văd eu așa. La cât de mulți suntem afectați de problema aceasta, ar trebui să-l completăm 10.000. Da. Dar să știți că 5.000 e o cifră foarte bună. Foarte bună. Foarte bună. Și imediat după ce am demarat noi studiul acesta, eu am mai început un studiu, am spus, dedicat părinților și cadrelor didactice privind doar consumul de droguri. Deci, acesta pe care îl avem noi, se adresează în special aspectelor legate de tehnologia digitală. Da. Pentru că ne confruntăm cu probleme pe care tot nu suntem pregătiți să le primim cum trebuie și nu, mi se pare că nu avem nici suficient discernământ în privința inteligenței artificiale care și aceasta explodează în ultima vreme. Ea este prinsă aici, în chestiunea. Este prinsă și nu este întotdeauna folosită în sensul cel mai bun posibil.
Și am prins inclusiv acele aspecte legate de folosirea inteligenței artificiale în procesul de învățământ, pentru că știm amândoi cât de dezbătută este problema. Da. Acceptăm utilizarea inteligenței artificiale în procesul de învățământ, în elaborarea lucrărilor, sau nu acceptăm? Știu elevi care la liceu dau examene, au telefon, intră pe una din formulele acestea de chat și pun întrebări. Da. Și acum au învățat și cum. Deci trebuie să aibă două, dacă au un singur roboțel și pun întrebarea și primesc răspunsul, încă nu e sigur. Dar acum au două conturi la doi roboți diferiți și pun aceeași întrebare în două zone de inteligență artificială și compară răspunsurile. Și dacă răspunsurile sunt apropiate, ei trec răspunsul în lucrarea de control. Dacă nu sunt apropiate, nu dau crezare acestui răspuns. Sunt bine pregătiți. Eu vă spun, la sesiunea din iarnă m-am confruntat cu lucrarea unui masterant. Și muncită, lucrată, și partea lui de trăiri și de experiențe personale acolo. Și eu am fost foarte nemulțumită de lucrare și cu toate reproșurile pe care le are un cadru didactic când e nemulțumit, și în cele din urmă mi-a spus, da, m-am folosit de inteligență artificială. Zic, eu știu că te-ai folosit, că de asta am intervenit. Deci mie nu mi s-a părut că ce a ieșit cu ajutorul inteligenței artificiale a ieșit bine. Acum, eu chiar nu vreau să jignesc pe nimeni. Noi nu suntem pregătiți să recunoaștem partea de intervenție de inteligență artificială. Eu, pentru că mă ocup de domeniu, este cu totul altceva. Da, da. Dar v-am spus, este foarte dezbătută, știu, și am prins în chestionar și aspectul acesta, pentru că în unele facultăți, deci ne întâlnim cu un aspect, nu știu, eu nu știu cum să le spun, adică nici ciudate, nu încerc să le judec în niciun fel. Deci, la elaborarea tezelor de doctorat, conform ultimei metodologie, se recomandă folosirea inteligenței artificiale, să se vadă că s-a folosit și nu știu ce, de lucruri de genul acesta. Pe de altă parte, în elaborare de teze de licență, de disertație, nu e recomandată. Nici nu mai știi cum. E adevărat că faci foarte ușor o lucrare. Dai câteva cuvinte și ți le scoate pe toate și ai făcut o lucrare foarte bună. Dar este lucrarea ta, o fie foarte bună. Este gândirea ta. Și dacă noi promovăm foarte mult aspectul acesta de folosirea inteligenței artificiale și lucrurile acestea, rezultate din urma utilizării inteligenței artificiale, mă întreb dacă nu contribuim chiar noi înșine la o dezvoltare exagerată și nu vom ști până unde. Și nu vom mai putea să ne oprim la un moment dat. Vom fi stăpâniți noi de inteligența artificială prin ceea ce facem chiar noi. Da. Și mai e și impactul asupra utilizatorului, care nu-și mai folosește musculatura intelectuală, ca să spunem așa, și se atrofiază încet, încet, pentru că nu judecă, nu creează, nu face sinteze, nu... Nu, deci ajung... Normal că un calculator, un roboțel, și încă un roboțel, și încă un roboțel, selectează mult mai bine și mult mai mult decât putem noi cu mintea noastră, cu timpul nostru, cu pregătirea pe care o avem, și atunci robotul este înaintea noastră. Și așa ajungem să constatăm că, de fapt, să spunem noi, roboții sunt mai deștepți decât oameni. Și ne mulțumim cu aspectul acesta, ne place așa. Spiritul critic, informațiile nu sunt bune. Am făcut și câteva emisiuni aici cu cineva din zona informatice, domnul profesor Ștefan Troșan Matu, care e de foarte multă vreme în zona aceasta, și am constatat că e doar un agregator de texte și că nu furnizează cunoștințe. Sunt situații în care, de exemplu, întrebări clare și simple.
cele mai citite 10 studii din istoria medicinei cu referire la stres, impactul stresului asupra sistemului cardiovascular. Sunt date cele 10 de către roboțel, de către instanța artificială și după aceea constatăm că unele nu sunt reale, deci nu sunt trimiteri reale. Doi, sunt unele dintre ele care sunt, dar nici pe departe nu sunt în top 10 așa dacă este. Ne uităm la paginile Web of Science sau așa. Și constatăm de fapt că informațiile nu sunt credibile deloc și că e nevoie de o minte care să judece toate. Să le selecteze. Că cineva ia toate cele lucruri și le pune într-o lucrare este o catastrofă din punct de vedere al realizării. Deci despre ce vorbim? Da. Despre ce vorbim? E minunat că în studiul dumneavoastră ați plecat la drum și cu această componentă. Am plecat la drum pentru că v-am spus, am observat că progresăm și aici. Progresăm în sensul prost al cuvântului și eu vreau să faceți doar un mic test. Încercați să sunați la o companie de telefon la care sunteți arondat. Și intră robotul nu știu care. Doriți informații despre apăsați cu tare, doriți despre nu știu ce și la un moment dat spune, nu am înțeles și te trimite, spui, eu doresc informație despre cu tare. Vă trimitem în meniul principal sau lucruri de genul acesta. Deci vorbești cu un robot. Da. Asta e ideea și vom ajunge să ne comportăm și noi în urma utilizării excesive de tehnologie digitală exact ca niște roboți. Există copii care stau mult în zona de computer games și care au un deficit emoțional semnificativ în foarte materie mare. De recunoașterea propriilor emoții, de recunoașterea emoțiilor celuilalt, de comunicare în fondul acesta emoțional, tocmai pentru că sunt însoțiți prea mult de avataruri care sunt, de fapt, creații digitale și nu oameni. Da, și aici apare un aspect care ne introduce în acel cerc vicios. Copiii care au astfel de probleme se refugiază tot în tehnologia digitală și au acea falsă impresie, de fapt le creează o lume în care simt că stima de sine a crescut, dar este în mod fals. Sunt acele puncte pe care le câștigă progresul. Da, pentru că ei acolo, deci lipsa lor, imposibilitatea de a comunica și toate aspectele acestea, în lumea digitală, ei simt că umplu golurile acestea și au mai multă încredere în ei, dar v-am spus în mod fals, pentru că în experiența realitate, de joc nu poate fi transferată în realitate. Nu. În momentul în care intră în contact cu realitatea, toată lumea lor se dărâmă. Se dărâmă în mod dezastruos. 20 de minute durează completarea chestionarului. E foarte important ca persoanele care ne urmăresc să aloce timp, nu? E important să răspundă atent la întrebări. Da, nu? Și în modul serios. Adică, decât așa să răspundem în bătaie de joc, este un chestionar care nu obligă pe nimeni cu nimic. Nu, dar în momentul în care eu m-am gândit că merită să facem împreună studiul acesta, cercetarea aceasta, să ne implicăm cu tot ce știm noi și putem noi, m-am gândit că orice răspuns în modul asumat, în modul responsabil din partea oricăruia dintre noi poate ajuta pe altcineva. Deci scopul nostru în cele din urmă acesta este. Prin ceea ce oferim în final să putem să dăm o bază care să ajute și un om dacă este ajutat, tot e un câștig. Dar eu sper să fie mai multă lume ajutată, pentru că după tot ce am discutat noi și cum spuneam eu de mai multe ori, păream niște ciudați la început, feedback-urile au fost fantastice și vedem că acum se caută emisiunile de la început. Lucrurile se mișcă. Și de aceea zic că 20 de minute ar merita, având în vedere că noi stăm ore pe telefon și navigăm inutil. Și nu numai, deci eu zic și chestionarul acesta și celălalt, în momentul în care îl completăm, chiar unul dintre colaboratorii noștri în cercetare,
după ce l-a văzut, este vorba de un tânăr medic, a zis numai să completezi chestionarele, îți dai seama de anumite lucruri și începi să te îngrijorezi și devii mai conștient. Mai de... conștient. Da. Deci eu am spus că și prin asta poate fi o formă de educare a celor care vor să participe, care completează. Încă o dată, pagina de Facebook, Atelier de Restaurare a Vieții, unde veți găsi link-ul pentru a intra în acest document. Aceasta este pagina de Facebook pe care trebuie să o căutați. Intrați în pagina de Facebook și ultimul anunț este referitor la acest proiect, Atelier de Restaurare a Vieții. Dacă nu aveți cont de Facebook, puteți ruga pe cineva care are cont de Facebook să intre în Atelier de Restaurare a Vieții, să ia link-ul de pe ultima postare și acel link îl puteți primi pe telefon sau pe e-mail. Și având link-ul, intrați în formular și completați acest formular, 20 de minute. Este de mare ajutor răspunsul dumneavoastră, acest timp pe care îl alocați, pentru că cu cât este un număr mai mare de aplicanți, cu atât cercetarea va fi mai relevantă pentru domeniul respectiv. Și foarte important să nu aveți o vârstă mai mică de 18 ani, este de la 18 ani în sus, pentru că în felul acesta este gândit chestionarul. Mai este un aspect pe care... ar trebui să-l cunoască cei care doresc să completeze chestionarul. Deci, confidențialitatea, anonimatul sunt absolute. Nu se recunoaște nicio persoană, niciun fel. Deci totul intră în rezultate statistice. Nu poate fi nimeni identificat, nici nu urmărește nimeni, dar nici nu poate fi nimeni identificat. Deci ne-am luat toate măsurile în privința aceasta. Deci, Puteți fi extrem de liniștiți ca pentru să vă că puteți mulți... asuma răspunsul. Da, pentru că mulți nu completează fie din rușine, fie din frică, fie nu vor să devină publice. Deci nu are nicio legătură în momentul în care ați dat trimite, s-a terminat, nu... deci nu se păstrează adresă de e-mail sau lucruri de genul acesta. Absolut nimic. Atelier de Restaurare a Vieții, ultima postare, link-ul pentru documentul Google pe care îl vom vedea încă o dată înainte de a trece și la, pe finalul emisiunii la celălalt studiu pe care îl faceți. Aici puteți intra ca să găsiți link-ul pentru acest proiect de investigare a fenomenului care lovește mult în generația tânără, dar nu numai, care ține și de consumul de droguri, dar care ține și de consumul de internet, dispozitive digitale și utilizarea abuzivă sau necorespunzătoare a inteligenței artificiale. Îi rog pe colegi să mai punem o dată planșa cu proiectul. Aici găsiți link-ul în pagina de Facebook Atelier de Restaurare a Vieții și link-ul vă va duce la această pagină. Cine? Puteți accesa link-ul și din alte platforme decât Facebook, dar aveți nevoie de link. Link-ul îl găsiți acolo. Deci link-ul este esențial pentru că altfel nu... Nu puteți, dacă nu aveți, că toate întrebările sunt acolo. Da. Și în final spuneați de un al doilea proiect. Da. Terminam noi chestionarul acesta cu o parte destul de scurtă referitoare la intervențiile în consumul de droguri. Deci nu prevenție, deci... Intervenție. Avem acolo recuperare, intervenție, lucruri de genul acesta. Celălalt chestionar este un chestionar, v-am spus, adresat părinților și cadrelor didactice privind consumul de droguri. Și aici lucrurile stau dramatic. Deci sunt alte aspecte, alte lucruri care trebuie luate în considerare, faptul că informația, deși s-au mișcat lucrurile și... ajunge greu, este puțin înțeleasă, sursele de informare sunt destul de puțin cunoscute, adică... Ele există, dar oamenii... Nu sunt vizitate, nu deci sunt citite. Deci părinții și cadrele didactice practic nici nu știu unde să le caute. Agenția Națională Antidrog are o mulțime de programe, de proiecte, dar... Având în vedere câte instituții de învățământ sunt și câte cadre didactice sunt și câți părinți sunt. Deci sunt părinți, eu știu
cu o doamnă, cu un tânăr remarcabil consumator de droguri și cu niște probleme foarte mari, care nu știa de Agenția Națională Antidrog. Ea știa că are un copil foarte bun, care a accesat multe fonduri europene, foarte pregătit și așa. Nu s-a gândit niciodată că are probleme. Deci sunt lucruri de genul acesta. M-am întâlnit și eu cu acest tip de abordare. Profesorii de la clasele 5-8 spun este prea devreme. Nu este iar prea devreme. Ei spun așa, da. Și iar profesorii de la liceu, alții spun e prea târziu. Da. Între 5, în clasele 5-8 e prea devreme să discutăm despre droguri, așa consideră. Iar cei din clasele 9-12 spun, alții, evident, spun aici e prea târziu. Și atunci când vorbim? În vacanța de vară, dintre clasa 8-a și clasa 9-a? Da, deci vârsta debutului consumului de droguri a scăzut foarte mult. Vârsta instalării adicției digitale a scăzut foarte mult. Dar în ceea ce privește consumul de droguri, deci dacă înainte spuneam exact că în clasele 5-8 e prea devreme, nu e prea devreme. Nu mai e prea devreme. Deci nu mai e prea devreme nici din clasa 1 să discutăm. Deci copilul, elevul atunci trebuie deja pregătit și trebuie prevenția pregătit e acasă. Cea e cea mai bună. E cea mai bună, pentru că în momentul de asta vorbim de dependență, că ne e greu. E greu să intervii. Șansele de reușită sunt foarte mici, pentru că dacă n-am făcut prevenție și am ajuns la dependență, deja lucrurile au scăpat de sub control. Pentru că asta e dependența. Asta ne înrobește. Ne înrobește și rămânem robi atât cei care sunt dependenți, cât și ceilalți care suntem în jurul lor. Un singur dependent, o singură persoană adictivă poate distruge o întreagă familie. În mod cert. Fără nicio îndoială. Deci, în mod cert, întreaga familie este distrusă și de multe ori cercul de prieteni. Da. Deci, micul grup al societății respective este distrus. Da. Și o distrugere lentă care se cătuiește toate energiile. Da, 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 și cu șanse de recuperare foarte mici. Foarte mici, da. Foarte mici. Am văzut și eu câteva situații, m-am cutremurat cum o singură persoană poate trage o familie de doi părinți, patru frați, da, cu căsătoriți, cu soție, tot ce înseamnă tot. Pe toată lumea trage, da. Pe toată lumea. Consumă deci, resursele, nu consum numai, emoțional, nu numai financiar. Familia, familia extinsă. Familia extinsă, da. Incredibil. Da. Da. Deci lucrurile acestea, v-am spus, noi am încercat să le ascundem. Și mi s-a părut că este rușinos să vorbim despre ele. Da. Pe de altă parte, nouă ni s-a părut că trebuie să vorbim. Eu zic că nu am făcut rău că am vorbit, pentru că în momentul acesta lumea începe să conștientizeze, nu mai e o rușine și eu asta vreau să înțeleagă toată lumea și orice părinte și orice cadru didactic care are o problemă de genul acesta, o persoană adictivă, fie ea de droguri, fie de tehnologie digitală, nu e o rușine. E o boală ca oricare altă boală și trebuie tratată ca atare. Deci nu e o rușine, trebuie cerut ajutor, trebuie intervenit, trebuie recunoscut. Da. Deci ca să ceri ajutor, trebuie să recunoști că ai o problemă. Și nu este o problemă rușinoasă, pentru că o boală nu e o rușine. O boală este o boală pe care o tratezi. Și trebuie tratată, pentru că altfel se agravează și la un dat încolo nici tratamentul nu mai poate avea succes. Da, iar bolile de genul acesta sunt boli grave, cu circuite permanente, între remisiune, între recăderi. Deci e o luptă de o viață. Deci da, este o boală. Cum te însoțește o boală malignă o viață întreagă și conviețuiești cu ea, așa e și aici. Așa este și aici. Dar poate e greu de perceput lucrul acesta, dar situația este la fel de dramatică. Deci este la fel de dramatică, pentru că tot nu poți să ții lucrurile sub control, tot poți să intervii foarte greu,
tot ajunge să te stăpânească boala până la urmă pe tine decât tu pe ea dacă nu intervii la timp. Acesta este și concluzia emisiunii, stimați telespectatori. Încă o dată vă invităm să completați chestionarul pe care l-am prezentat astăzi, partea unui proiect de cercetare inaugurat, propus de Institutul Francis Rainer, Academia Română, pe care o desfășurăm împreună, în colaborare cu Facultatea de Teologie. Acesta este proiectul. Este vorba de un chestionar pe care vă invităm să-l completați. Există o pagină de Facebook, Atelier de Restaurare a Vieții, unde puteți găsi linkul pentru a intra în acest document și completând chestionarul, care durează undeva 20 minute, vă puteți alătura și dumneavoastră numărului de subiecte care au trecut prin acest chestionar, ca totul să ne dea o imagine de ansamblu. Cu cât avem un grup mai mare, cu atât va fi mai bine. Mulțumim foarte mult, doamne Adina Baciu. Și eu vă mulțumesc. A fost o discuție foarte provocatoare. Vedeți, subiectul este fierbinte. Trebuie să rămânem în continuare în legătură strânsă și cu informații atent culese, pentru că fenomenul este foarte amplu, extrem de extins și profund și provocator, și trebuie să ne salvăm din adicție și să folosim digitalele ca pe niște slugi foarte bune, dar nu ca pe niște stăpâni. Stăpâni, exact. Da. Asta e. Aceasta a fost emisiunea Lumina Celui Nevăzut. La revedere!